În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cât înțelegem, atâta putem vedea. Cât vedem, putem cunoaște și respecta. Iar cât reușim să respectăm, este doar un început pentru cât putem să iubim. Dar în cele ale credinței, viți credincioși, a înțelege, a cunoaște, a vedea și a iubi este mai presus decât rațiunea noastră omenească. De aceea omul nu poate cuprinde cu mintea și cu rațiunea lui taina lui Dumnezeu, ci doar trebuie să se deschidă prin smerenie și prin credință la cât vrea Bunul Dumnezeu să-i deschidă pentru a pricepe, a cunoaște și a iubi. Dar, viți credincioși, după căderea omului în păcat, după izgonirea lui Adam din Rai, după ruperea legăturii omului cu Dumnezeu, pentru că omul a rupt legătura cu Dumnezeu, omul i-a întors spatele, omul a fost cel care a devenit vrășmașul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu n-a încetat față de om, dar iubirea omului a încetat față de Dumnezeu. Dar nevoia de a crede și de a iubi este sădită în inima omului dintr-un început. Iar omul, întorcându-și fața de la Dumnezeu, și-a orientat aceste puteri către lume, către el și cu atât mai rău către cel întunecat și către cel viclean. Efortul omului în toată istoria omenirii este unul singur, acela de a-și umple golul inimii sale, gol care poate fi umplut doar cu har, cu lumină și cu iubire dumnezeiască. Dar omul, viți credincioși, a încercat în fel și chip să umple acest gol, prin materie și n-a reușit, prin cunoaștere și n-a reușit, prin închinare la idoli și la demoni și n-a reușit, și s-a adâncit din ce în ce mai mult. Și în fel și chip, prin filozofii, prin religii, prin forme omenești, a încercat omul să refacă legătura cu Dumnezeul cel adevărat, care a făcut cerul și pământul. Acest efort omenesc de a încerca să refacă legătura s-a concretizat prin credincioși în religii de tot felul pe fața pământului. Refacerea legăturii este religia. Dar o refacere de jos în sus, de la om la Dumnezeu, o legătură pe care omul încerca să o construiască, să o refacă prin puterile sale omenești. Dar prin puterea lui, omul nu putea să se ridice deasupra pământului. Omul nu putea să se ridice la cer. Și nimeni nu s-a suit în cer decât Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer, care s-a făcut om, care a luat firea omenească și apoi cu firea omenească s-a suit la cer, a refăcut legătura omului cu Sfânta Treime și această legătură a susținut-o și a refăcut-o în harul Duhului Sfânt trimis la coborârea Duhului Sfânt, este Sfinții Apostoli. Aceste încercări ale oamenilor de a reface legătura lui credincioși n-au fost altceva decât niște umbre, niște eforturi palide, niște străfulgerări de lumină firească, dar n-au fost nici lumina cea adevărată, nici iubirea cea adevărată, nici credința cea adevărată, nimic, iubiți credincioși, de toate acestea. Începutul refacerii legăturii, așa cum se cuvine, este atunci când Fiul și Cuvântul Dumnezeu hotărăște ca să se facă om pentru mântuirea noastră. Și atunci punctul maxim, viți credincioși, sau de început, a fost atunci când la Buna Vestire Îngerul Gavril a venit la Maica Domnului și i-a spus: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul fruntei celui tău. Că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, pe Emanuel, Mântuitorul Lumii, pe Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și atunci, iubiți credincioși, la Buna Vestire, Cuvântul lui Dumnezeu
a pătruns în inima preasfintei născătoare de Dumnezeu. La buna vestire, sămânța divină a venit în inima Maicii Domnului. Dar acest pământ a fost pământul cel bun, din credincioși. Pământul cel bun care a rodit maxim. A fost pământul în care sămânța a căzut lângă el, lângă drum. N-a fost nici pământul în care sămânța a fost sufocată de spini. N-a fost nici pământul în care sămânța a căzut pe loc pietros, ci a fost pământ bun, curat, pregătit, generații de generații și a rodit, iubiți credincioși, a rodit maxim, pentru că a dus roadă multă mântuirea lumii. Dar de la buna vestire și până la nașterea din Betleem au trecut 9 luni, iubiți credincioși. 9 luni în care pruncul s-a dezvoltat, dar a spus zilele trecute, pruncul Iisus, dintr-o dată s-a zămislit cu toate membrele lui, dar a crescut și s-a dezvoltat în pântecele Maicii Domnului, așa cum trebuia să se dezvolte un prunc normal. Dar nu s-a făcut 2 cerule, 4 cerule și așa mai departe. Taina și lucrarea dumnezeiască de neînțeles de mintea noastră. Dacă Maica Domnului, iubiți credincioși, a zămislit fără de durere, a purtat pruncul fără de greutate, a născut fără de durere și a zămislit fără de plăcere, Maica Domnului, iubiți credincioși, n-a avut un travaliu cum are orice femeie care naște. Travaliu, iubiți credincioși, care la o femeie normală nu începe doar în momentul în care apar dureri de naștere. Este un travaliu interior, numai la gândul că vrea să rămână sărcinată și să aibă un copil. Travaliu înseamnă muncă, travaliu înseamnă frământare, travaliu înseamnă suferință în fiecare lună, pentru că în fiecare lună o femeie se deschide emoțional, sufletește și trupește, deschisă pentru a primi sămânța și trece prin acele transformări interioare pe care fiecare femeie le înțelege în parte. Dar, iubiți credincioși, una e să primești sămânță bărbătească și alta să vină de la Duhul Sfânt, iubiți credincioși, sămânța dumnezeiască. Și atunci aceste 9 luni a unei femei normale sunt 9 luni de travaliu duhovnicesc, travaliu sufletesc, travaliu firesc, pentru că poartă cu greutate, poartă cu suferință, apar grețuri, apar durere, apar probleme sociale, apar frământări de toate felurile. Să nu facem copilul. Iar ai rămas însărcinată. Cum îl creștem și pe acesta? Dacă faci un avort, de ce nu facem acum avort? Dacă apare vreo sarcină nedorită, vreo pierdere, iubiți credincioși, a sarcinii, pe lângă un avort, poate să apară o pierdere a sarcinii spontană. Poate să apară o oprire din evoluția sarcinii și până când se nască, trece printr-o mie de stări. Și în ultima clipă, când se nască, iubiți credincioși, trece prin durere și de acea durere apare bucuria și apărând bucuria, uită de toate. Dar și în momentul în care a născut, chiar ea, prin neștiința ei, poate să piardă bucuria. Chiar soțul, prin prostia lui, poate să-i fure bucuria. Chiar rudele, mama, tata, soacra, socul, prietenii, pot să-i fure bucuria printr-un cuvânt, printr-un gest, printr-o atitudine, după atâta travaliu îi fură bucuria. Și atunci, iubiți credincioși, gândiți-vă, toate acestea se întâmplă pe orizontală. Dar ce înseamnă când problema se pune pe verticală, în relația cu Dumnezeu? Noi ne îndreptăm către marea sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar am spus la început, ca să iubim, ca să cunoaștem, trebuie să înțelegem. Nașterea lui Iisus Hristos nu este doar în timp de la Fecioara Marie. Nașterea lui Iisus Hristos, iubiți credincioși, este o lucrare dumnezeiască și omenească. Adică Fiul și Cuvântul Dumnezeu are două nașteri, cum am spus de multe ori, din tată fără de mamă și din mamă fără de tată. Din tată fără de mamă înainte de viacuri ieșit din timp și din mamă fără de tată în timp. Dar nașterea Fiului și Cuvântului Dumnezeu din Sânul Sfintei Treimi n-a fost odată la început și atât. Continuu Fiul Dumnezeu, iubiți credincioși,
este născut din Tatăl. Dintr-un început, dincolo de orice început, în continuu este născut din Tatăl, dincolo de orice sfârșit. Deci Fiul și Cuvântul Dumnezeu necontenit se naște din Tatăl, iar Duhul necontenit purcede din Tatăl. Această naștere, iubiți credincioși, este o continuă manifestare a relației de iubire, mai presus de mintea noastră. Dar dacă în timp s-a născut de la Duhul Sfânt din Fecioara Maria, iată că lumea, iubiți credincioși, în continuu, trebuie să se pună în postura de travaliu. Adică numai ca Domnului a născut pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu și s-a oprit totul acolo și noi ne amintim câte ceva preluăm din generație în generație, prin simboluri și tradiție și ne raportăm la cea naștere din Betlehem, nu? Lumea trebuie să nască ea pe Fiul și Cuvântul Dumnezeu, așa cum Tatăl naște în continuu din veșnicie pe Fiul. Lumea trebuie să nască ca un pământ care primește în continuu sămânța, iubiți credincioși. În fiecare an este bună vestire, în fiecare an pământul lumii acesteia primește sămânța Fiului și Cuvântul Dumnezeu. Dar în religiile păgâne, sau în orice religie, o să vedeți că se găsesc 3, 4, 5, 6, câte o fi, sărbători importante în jurul cărora aceștia se învârt și au creat acea religia lor, susținută de un lider spiritual care a întemeiat religia, un om care a încercat să fie mai bun decât ceilalți în lumea lui. Dar de data aceasta, ortodoxia, iubiți credincioși, nu este o religie. Este credința cea adevărată, nu a omului în raport cu Dumnezeu, ci credința cea adevărată, revelată nouă de Tatăl prin Fiul, în Duhul Sfânt, prin Cuvântul Dumnezeu care s-a făcut om și care a venit să ne spună nouă adevărul. Cunoașteți adevărul și adevărul vă va face pe voi liberi. Credința ortodoxă, iubiți credincioși, credința noastră creștinească, spunem că este revelată de Fiul și Cuvântul Dumnezeu și noi nu trebuie să o comentăm, nu trebuie să o interpretăm, nu trebuie să o trunchiem sau să o împărțim în fel și fel de înțelesuri omenești, ci trebuie luată în întregime așa cum ne-a dat-o nouă Dumnezeu prin Fiul Său care s-a făcut om. Ce vreau să spun, iubiți credincioși, că dacă fiecare an este bună vestire, în fiecare an este nașterea Domnului, în fiecare an avem tăierea împrejur, punerea numelui, avem răstignirea, învierea, înălțarea, pogorârea Duhului Sfânt ca sărbători importante. Credința noastră ortodoxă este o credință a sărbătorilor. Dar nu câteva, iubiți credincioși, doar practicile împărătești. Pentru că sărbătorile noastre sunt în fiecare zi. În fiecare zi când se face liturghie, avem bună vestire, avem nașterea, învierea, înălțarea, pogorârea Duhului Sfânt, epicleza și pe Iisus Hristos, răstignit și înviat pe Sfânta Masă. Toate adunate într-un singur punct, în credința cea adevărată. Deci în fiecare zi, iubiți credincioși, avem câte un sfânt pe care îl sărbătorim. Ce este credința noastră? Este o credință a sărbătorii. Sărbătoare continuă, ca o pregustare a sărbătorii veșnice în ziua de 8-a. Dar există o mare problemă și o nuanță care ne afectează pe toți, iubiți credincioși. Sărbătorile acestea trebuie trăite pe pământ, ca un act pământesc, iubiți credincioși. Trebuie trăite pe pământ ca un reflex, să zic mai bine, pământesc a unui act ceresc. Este un reflex pământesc a sărbătorii din cer, în care noi participăm la sărbătoarea cerească. Nu tragem sărbătoarea cerească în lumea noastră și o deformăm și o sluțim cum vrem noi după mintea noastră. Mare atenție, uitați-vă în apus, uitați-vă în lumea aceasta. Ce a ajuns creștinismul, iubiți credincioși? Tipic, formalism, simbolism, scolastică și așa mai departe. Deformarea înțelesurilor mistice, ascetice, duhovnicești, protestantism și așa mai departe, iar ortodoxia este afectată foarte tare de aceste boli ale apusului, ale ereziei și așa mai departe. Este afectată prin cei care s-au școlit acolo și au început să trăiască credința noastră la nivel rațional și sentimentalism bolnav. Dar noi trebuie să facem așa precum magii păstorii Iosif, Maica Domnului,
Și toți cei care au venit la Betleem n-au chemat magii pe pruncul la ei acasă ca să-l primească și să-l cinstească, ci ei au ieșit din neamul lor, din tipicul lor, din înțelegerea lor, din formalismul lor, din structura minții lor, au ieșit, s-au dus, s-au transformat, s-au zbătut și s-au închinat. Nu păstorii, niște credincioși, și au zis pruncului să vii la noi, în stâna noastră, lângă oile noastre, dacă vrei să te cinstim. Și ei s-au detașat, ei s-au depărtat de lume, ei au stat în isihie, ei s-au curățat, ei au ascultat îngeri, au vii s-au închinat. N-a zis Iosif, vii la mine în casă, naști la mine în casă, faci ce zic eu în casa mea, pentru că eu sunt bărbat în casă și trăim lucrurile cum trebuie. Nu! Iosif a primit cuvântul de la Dumnezeu, prin vis, prin înger, Iosif s-a smerit, Iosif a luat-o în logodnă din poruncă, Iosif a început să graviteze în jurul pruncului, Iosif a venit și s-a închinat tainei și el s-a transformat trecând și el de tot ceea ce putea înțelege el până la vremea aceea, fiind drept cunoscător al legii. N-a tras niciunul dintre aceștia pe Dumnezeu într-o ale lor ca să-l pună și să graviteze în jurul lui, precum au făcut iudeii în pustie, iubiți credincioși, când lăsau în jurul idolilor, în loc, în jurul vițelului de aur, în loc să se ducă cu mintea pe munte, să se închine, să primească legea, ei au vrut să tragă legea și toate ale legii și să danseze, să se bucure lumește, cum vrem noi să facem în jurul sărbătorilor, a bradului și așa mai departe. De aceea, iubiți credincioși, lumea trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce face lumea, iubiți credincioși? Nu vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Sămânța cade pe lângă drum. Asta înseamnă sarcină nedorită. Nu vrem, nu dorim. Alții primesc cuvântul, iubiți credincioși. Dar cuvântul îi dă un pic să crească, să facă un firicel de iarbă, și deodată se sufocă. Asta înseamnă, iubiți credincioși, că se pierde sarcina cât de curând, ori pentru un avort spontan și așa mai departe. Altă sarcină crește, crește, crește și la un moment dat se sufocă de spini, de griji, de probleme și nu ajunge sămânța la final. Doar pământul cel bun este cel care a primit cuvântul la buna vestire și duce până la capăt la nașterea Domnului și să nască pruncul. Dar și dacă am ajuns până în punctul în care am primit cuvântul, am venit la biserică, ne-am rugat, ne-am spovedit, am ajuns în Sfânta Liturghie și așa mai departe, iubiți credincioși. Dacă nu se naște Hristos în inima noastră prin Sfânta Împărtășanie, sarcina nu a fost dusă la final. Lumea aceasta nu naște pe Hristos. Uitați-vă de pe toată fața Pământului câți cred, câți au primit cuvântul. Nici n-au primit buna vestire. Cei care l-au primit, l-au primit și l-au deformat prin erezii, schisme, rătăciri, confesiuni de tot felul. Alții, iubiți credincioși, care au rămas în credința cea adevărată în Ortodoxie, sunt ca un pământ sufocat de tipic, de formă, de ritualism. Și cuvântul de la buna vestire a murit la un moment dat, pentru că ei n-au ajuns la pruncul Iisus. Sau dacă ajung o dată pe an la Paști, la Crăciun și acela formalist. Și n-au pacea în ei, n-au bucuria în ei, nu înțeleg ce vor să tragă sărbătorile și se transforme în niște manifestări lumești. Ce se întâmplă în perioada aceasta de credincioși? Efervescență. De ce? Pentru că oamenii simt ceva, că este sărbătoarea. Primesc ceva din bucuria ceea ce se întâmplă în cer. Oamenii percep în inima lor o putere și o energie, dar o deviază pe rezultat. Această efervescență încep să o pună în cumpărături peste cumpărături, exagerate și exagerate, plimbări de la unii la alții și așa mai departe, curățenie peste curățenie exterioară, formalismul religios, cum a spus, vin la biserică, chiar se și împărtășesc cu Sfintele și Preacuratele Taine și după ce l-au luat pe pruncul Iisus, l-au sufocat în egoismul lor, pentru că îi vezi că nu simt. Nu văd, nu se bucură, nu știu să păstreze bucuria, ci orice detaliu mărunt, ieftin, lumesc, strică tot. Strică tot cheful, strică toată bucuria și atunci sărbătoare, iubiți credincioși, nu mai este sărbătoare. Vă spunem lucrurile acestea. Pentru că dacă Domnul Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare Sfântă Liturghie, se coboară, se naște în Betleemul la proscomirie și vine pe Sfântul Altar,
până când se răstignește, trece la cina cea de taină, înviază, coboară Duhului Sfânt la epiclez. Dacă toate acestea se întâmplă în fiecare Sfântă Liturghie, noi avem o datorie. Nu noi să-L tragem pe Dumnezeu în lumea noastră, ci noi să venim cu darurile noastre, să ne închinăm, să ne transfigurăm, să înțelegem și să ne deschidem un pic mințile și inimile, să nu-L sufocăm de prunc în egoismul nostru și în neștiința noastră lumească. Feriți voi, iubiți credincioși, mai ales în această perioadă a sărbătorilor, să lăsați pe oricine să vă fure bucuria. Dar oricât ai fi de atent, de unde te aștepți, ți se fură bucuria. Oricât ai fi de atent, se întâmplă ceva, ți se fură bucuria. Începeți să citiți imediat din Evanghelie. Citiți din primele patru capitole din Evanghelia de la Matei, Marc, Luca, Ioan. Până când vedeți la Ioan, la început a fost cuvântul și cuvântul al Dumnezeu și cuvântul trup s-a făcut. S-a făcut om ca noi, iubiți credincioși. Și citind și recitind, vi se ridică mintea deasupra tuturor frământărilor, mărunțisurilor omenești. Mare atenție ca nu cumva cele ale lumii să vă sufoce sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar venind la Sfânta Liturghie, iubiți credincioși, vedeți nu cumva să cădeți în ispita de a pleca cu Hristos în inima voastră și apoi să spuneți că v-ați făcut datoria și atât. Urmează o altă liturghie și o altă liturghie, prima zi de Crăciun, a doua zi de Crăciun, a treia zi de Crăciun. Și atunci să participați la liturghie chiar dacă ați mâncat de dulce, cu smerenie, cu cumpătare, cu umilință. Și apropiați-vă încă o dată cu darurile care le aveți voi în inima voastră de pește la pruncul Iisus și împărtășiți-vă. Iertați toate, uitați toate, detașați-vă de cele lumești cât puteți voi. Ca să stea mintea voastră la marele praznic al nașterii. Pentru că lumea, aici tot insist, și lumea trebuie să nască pe Dumnezeu. Lumea trebuie să-L mănânce pe Dumnezeu. Creștinul trebuie să devină Dumnezeu după har. Dar nu poate deveni decât dacă se unește cu Hristos Euharistic. Este o mare dramă și o mare tragedie, iubiți credincioși, în biserică, că tocmai arhiereii, preoții, teologii nu înțeleg această lucrare dumnezeiască, se cramponează de tipic de formalism și ei cred că Dumnezeu este undeva acolo, că a dat 9000 de reguli și noi trebuie să respectăm într-un mod juridic ca să ne mântuim. Dacă e sărbătoare, să fie sărbătoare. Dacă e bucurie, să fie bucurie. Dacă e cerească și dumnezeiască, să fie cerească și dumnezeiască. Să preferați lucrurile să fie mai puțin perfecte în cele exterioare, dar să fie cu tihnă în cele interioare. Să fie mai puțin aranjate în formă și să fie tihnite în duh. Și atunci veți trăi cât de cât sărbătoarea nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos. Dacă v-ați spovedit în postul acesta o dată, de două ori, care cum a putut, nu cumva să cădeți în această ispită sugerată de preoți și de teologi și unii monahi. Gata, te-ai spovedit, te-ai împărtășit, oprește-te, mai vii la 40 de zile. Dacă te-ai spovedit, nu te poți cu o spovedanie să te împărtășești și mâine și poi mâine. Arătați-mi mie preotul care după prima zi de Crăciun să apucă de spovedit tot satul sau tot orașul ca să poată împărtăși a doua zi de Crăciun. Și apoi se ducă iarăși la spovedit într-o zi toată comunitatea ca să-l împărtășească pe creștini. Și atunci, dacă nu înțelege mecanismul că la spovedare te duci când te mustră conștiința, te duci pentru păcatele tale cele mari, te duci în post, te duci la o lună, te duci la o lună jumate, te duci la două, cum simți tu, te mustră conștiința. Dar nu te oprești la legătura cu Hristos, Dumnezeu. Nu te oprești la această legătură cu Hristos Euharistic pentru că te-ai mâniat, pentru că ai spus vreo vorbă, pentru că ai scăpat vreun cuvânt sau alte lucruri. Aceste lucruri mărunte se iartă, se desleagă, iubiți credincioși, prin rugăciunea ta de zi cu zi, prin spovedania ta de seară la rugăciunea de cea de seară, prin faptul că îi spui lui Dumnezeu gândurile tale și atunci apropiați-vă în continuu de Iestea din Betleem, nu părăsiți pruncul. Mare atenție să nu avortați Crăciunul, iubiți credincioși. Milioane de Crăciunuri avortate s-au oprite de către oameni, de creștini, de creștini ortodoxi, care nu înțeleg ortodoxia, nu înțeleg Sfânta Liturghie.
Omul are tendința să vină la biserică, să dea un ban, să pună o lumânare, să insiste în fața lui Dumnezeu cu 10 cereri acolo pe pomeni și să spună: Doamne, ești bun, iubitor, ai venit pe pământ, te-ai născut, misiunea ta este să mă arunci pe mine în cele lumești. Misiunea ta este să mă arunci pe mine la casă, la masă, la firmă și la toate celelalte. Nu s-a născut Fiul lui Dumnezeu să ne slujească pe noi în cele materiale, ci s-a născut Fiul lui Dumnezeu să le lăsăm noi pe toate cele materiale și pe și toate înțelesurile noastre mărunte, egoiste și prostești, și să venim cu sufletul curat să ne închinăm. Și dacă a spus de curățenie, despre un prunc și despre o mamă care naște, iubiți credincioși, nu se poate spune decât despre iubire, curățenie, nevinovăție și puritate. Și atunci, nu te poți apropia de locul unde este mama și pruncul cu o minte spurcată, cu o inimă egoistă. Iar dacă avem păcate, neputințe, frământări, fiecare, în fiecare zi, avem în fiecare clipă posibilitatea de a ne pocăi, iar pocăința înseamnă iertare, dezlegare, în har, prin puterea lui Dumnezeu, instantaneu. Și fă experiența asta. Ai scăpat un cuvânt? Zi: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe mine păcătos, o dată, de două ori, de trei ori, de 10 ori, și ai să vezi că ți s-a liniștit inima. Peste o oră ai făcut iarăși o greșeală. Iarăși repezi rugăciunea Doamnei Iisuse și iarăși se curăță inima. Pentru că curățarea prin rugăciune are efect instantaneu, nu când te dezleagă preotul doar la spovedanie atunci. Deci, pe loc ai greșit, pe loc te pocăiești, pe loc ai zis rugăciunea, pe loc vei fi iertat de Dumnezeu, tu începe canonul și pocăința înainte de a ajunge la spovedanie. De aceea vă îndemnăm să fiți treji, să vă repliați în continuu. Satana vrea să vă fure Crăciunul, vrea să vă fure sărbătorile, vrea să vă fure bucuria în fel și chip, atât prin cele care le avem noi neputincioase în inima noastră, cât prin cei apropiați ai noștri, cât prin tot sistemul acesta nebun și global. Voi trebuie să știți un singur lucru. Nașterea poruncului în Betleem este mai presus de orice se poate întâmpla în fața pământului. Când a dat preotul binecuvântarea de liturghie, a scos prescura, a pus-o la frunte, a binecuvântat-o, a început proscomidia, dat apoi binecuvântată este împărăția și a început liturghia. Dacă începe războiul, el nu trebuie să plece de acolo. Dacă cade bomba, el nu trebuie să plece de acolo. Dacă ia foc biserica, el nu trebuie să plece de acolo. Și gândiți-vă că nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iubiți credincioși, este finalizată în pogorârea Duhului Sfânt, care trebuie să vină peste fiecare dintre noi. Dacă suntem porniți pe calea aceasta, a 40 de zile de post până la marea sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, toate cele care sunt în stânga și în dreapta, chiar dacă ne afectează pentru un moment, ne scuturăm de ele. Chiar dacă ne rănesc pentru o clipă, le lăsăm să curgă. Chiar dacă sunt mărunte, mincinoase, omenești și ne fură tihna, ne repliem și ne ridicăm cu mintea, indiferent de unde vin toate aceste mărunțișuri mari sau mici. Puterea sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos trebuie să fie peste tot ceea ce este în lumea aceasta. Iar dacă o frământare din lumea aceasta îți fură bucuria, înseamnă că noi încă nu este înțelegerea, încă suntem agățați de pământ, încă avem compromisuri, încă avem frământări și ni se fură bucuria cu acestea. Deci vă îndemnăm în fel și chip. Mai sunt câteva zile. Încercați să vă centrați prin rugăciune, prin atenție, prin cunoaștere către peștera din Betleem. Mai sunt câteva zile. Pregătiți-vă pentru o împărtășire continuă, de la nașterea Domnului până la bobotează. Și apoi continuați cât vă lasă conștiința. Centrați-vă pe cea mai mare putere din Univers, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, făcut om pentru mântuirea noastră. Amin.